Manifestările din săptămâna altfel s-au încheiat la Colegiul Național Roman Vodă cu un simpozion național despre cultura acceptării, intitulat simbolic Cunoaștem înainte de a mă eticheta, organizat de un grup de cadre didactice și elevi de la liceul gazdă și invitații acestora de la școala numărul 1 din Țibucani. Am încheiat apoteotic această săptămână altfel cu un simpozion național, a șaptea ediție a simpozionului național cu tema Cunoaște-mă înainte de a mă eticheta, o temă actuală, dar o temă prezentă de altfel, cred că din totdeauna, o temă de mare interes. Aș vrea să felicit doamnele profesoare care au pus foarte mult suflet, entuziasm în desfășurarea acestui simpozion și aș vrea chiar să le spun numele: doamna profesoară Lozincă Maria, doamna profesoară Rachieru Teodora, doamna profesoară Mârza Oana Cristea. Le mulțumim tuturor pentru această activitate deosebită și cu un impact deosebit asupra celor care au participat. Astăzi. Inițiatorii proiectului susțin faptul că această cultură a acceptării se află în școala românească abia la începuturile ei. Suntem la a șaptea ediție a simpozionului național Cunoaștem înainte de a mă eticheta. Tema de anul acesta vizează în principal formarea unei culturi de estompare a diferențelor și de depășirea stereotipurilor de orice fel, favorizând relații armonioase. În general, în viața cotidiană, suntem tentați să etichetăm și să-i judecăm pe ceilalți raportându-ne la noi înșine, catalogându-i în funcție de gen, în funcție de sex, în funcție de apartenență socială. Promovarea unei astfel de culturi a acceptării este un demers aflat la început în școala românească. Elevii se implică, își doresc să schimbe realitatea din jurul lor, dovadă fiind și proiectele în care sunt implicați. Materializarea proiectului Cunoaștem înainte de a mă eticheta a fost posibilă ca urmare a colaborării dintre profesorii și elevii Colegiului Național Roman Vodă și ai celor de la școala gimnazială din Țibucani. Inițiativa de anul acesta a fost insuflată de entuziasmul mulșatinilor, membrii ai Colegiului Național Roman Vodă, dar și ai entuziasmul partenerilor noștri de proiect, elevii școlii numărul 1 din Țibucani, coordonați de doamna profesoară Roșu Nicoleta Valentina, căreia îi mulțumim pentru spectacolul plin de culoare și de energie pe care ne l-a oferit astăzi. Așa, care sunt colegii cu care ați colaborat? În echipa noastră de proiect am colaborat în cei 7 ani împreună cu doamna Lozincă Maria, Gabriela Pricope, Oana Mârza Cristea, Beatrice Lăpușneanu, Ovidiu Albert și doamna director Mihaela Tanovici. Copiii cum au primit manifestarea? Copiii sunt familiarizați cu acest tip de proiecte, au primit-o, tema de anul acesta, au privit-o cu entuziasm, s-au implicat și au păstrat relațiile întotdeauna cu partenerii de proiect. Simpozionul a fost animat de prezența elevilor de la școala numărul 1, Țibucani, care au prezentat un scurt program artistic, incluzând cântece și dansuri românești, alături de cele ale minorității țigănești. Specialiștii au convingerea că, treptat-treptat, generațiile de elevi aflate acum pe băncile școlii vor reuși în timp să elimine barierele oricăror diferențe între oameni, care vor înțelege că, pentru a trăi într-o lume armonioasă, trebuie să accepte pe semenul de lângă el, indiferent de culoarea pielii acestuia, de sex, etnie, religie, eliminând discriminările de orice fel.